Județul Mehedinți va beneficia de un depozit de legume și fructe. Investiția va fi realizată în comuna Rogova. Alte 46 de depozite vor fi înființate la nivel național. Va fi preluat terenul în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean și apoi îl vom pune la dispoziția Casei Unirea, da, pentru a se înființa aici, evident cu finanțare din zonă guvernamentală, acest centru de colectare de legume și fructe, în condițiile în care toată zona de sud a județului nostru reprezintă un bazin legumicol și cu producție de fructe foarte mare. Am considerat că au fost mai multe variante de terenuri și din analiza care s-a făcut și la nivelul Casei Unirea, s-a considerat că cea mai bună locație este aceasta de aici de la Rogova, în condițiile în care sunt 100 de metri până la drumul național, asigură legătura și către Calafat și către Drobeta, turnul Severin. Da, domn președinte, terenul e foarte bun, avem linie de medie, avem stația de pompare de apă, pentru că o să utilizăm foarte multă resursă de apă în acest centru de colectare, pentru că se face și spălare și ambalare și sortare cu tot. Suprafața este foarte mare, în sensul că e o suprafață totală de 2,5 hectare, adică e mai mult decât suficientă, sigur, să se amenajeze chiar și într-o etapă viitoare o eventuală fabrică de procesare a legumelor și a fructelor. Dacă tot ce se sortează și nu merge pentru magazinul de retail, dimensiunile nu sunt standard, vor intra în parte de bulion, tot acest proiect va fi integrat și cu procesare. Mai întâi va fi spațiile de depozitare pentru a merge în retail cu produsele care sunt sortate, ambalate și ulterior Casa Unirea are proiect de procesare la fiecare spațiu de depozitare. Aceste depozite vor prelua legumele și fructele de la producătorii agricoli din Mehedinți și județele învecinate. Terenul propus pentru construirea unui depozit de fructe și legume pentru valorificarea superioară a resurselor și producției agricole județene este pus la dispoziție de Primăria Rogova, 2,5 hectare. Pentru reprezintă o mare oportunitate construirea acestui depozit. Reprezintă în viitor un brand pentru comuna noastră, iar din punct de vedere al locurilor de muncă care se vor crea, am convingerea că foarte mulți tineri care acum sunt plecați afară să-și asigure o sursă de venit mai importantă, nu vor mai pleca și vor rămâne aici. De altă parte, este un sprijin real pentru fermieri. Fără doar și poate. Gândiți-vă că în condițiile, și la noi este zona unde cetățenii au solarii și își consumă în primul și în primul rând pentru consumul propriu, dar cunosc câteva familii care au mai multe solarii și se duc cu ele la vânzare. Sau dacă nu găsesc loc în piață, știți cum e, dau la samsari și nu este o afacere să muncești practic pentru altul. Înființarea acestor depozite are ca scop combaterea speculei cu produse agricole, care duce la creșterea prețurilor între 30 și 45% în funcție de sezon. Legumele și fructele vor fi preluate angro de aceste depozite pentru ca apoi să fie plasate în rețele comerciale. Și Mehedințul are un bazin legumicol foarte bun. Și începând cu ianuarie-februarie vor începe lucrările inclusiv la centru de depozitare, va fi realizat de către Consiliul Județean pe de o parte și Casa Unirea, astfel încât să putem integra fermierii din bazinul legumicol, pentru că și în Mehedin sunt foarte mulți fermieri care în legumicultură au accesat fondurile date de către Ministerul Agriculturii, vorbind de sprijinul de 3.000 de euro din programul Tomata, dar și Usturoi. Și cel mai important lucru pentru Casa Unirea a Ministerului Agriculturii este să integreze produsele făcute de către fermierii noștri. De aceea am discutat cu directorul Casei Unirea, a făcut o evaluare, vom preda terenul săptămâna viitoare împreună cu Consiliul Județean către Casa Unirea. Studiul de fezabilitate este pregătit, trebuie să-l facem în proiectare cu execuție pentru realizarea acestui centru în județul Mehedinți. Era nevoie să se înființeze un centru de colectare de legume și fructe, să se construiască un depozit pentru așa ceva, astfel încât legumele și fructele, atunci când nu pot fi valorificate imediat de către producători, să poată fi depozitate în condiții, astfel încât să poată fi vândute ceva mai târziu, iar în același timp, într-un parteneriat corect pe care îl va avea Consiliul Județean Mehedinți cu Casa
Unirea, toate aceste produse vor putea să fie mult mai bine valorificate, evident și la un preț mai bun, în toată țara, nu numai pe raza județului Mehedinți. Așa că, din tot sudul județului, toți producătorii de legume și fructe care vor dori să acceseze la proiectul nostru, vor putea să aducă aici, în acest în depozitul care se va construi de legume și fructe, ceea ce dumnealor vor produce, vor fi plătiți și se va valorifica mai departe toată producția. Producătorii care vor aduce legumele și fructele la acest depozit vor fi plătiți, iar de aici produsele ajung în magazine, cămine, unități de alimentație publică sau hipermarketuri.